Credincioșii români din Esbia, Danemarca, au participat astăzi la Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba a fost săvârșită de preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, în biserica cu hramurile Sfântul Efrem cel Nou și Sfânta Muceniță Irina. Preasfinția sa a subliniat că săracul Lazar era mulțumit sufletește, chiar dacă suferea trupește. Bogăția nu este un rău în sine. Știm cu toții că au fost atâția bogați milostivi, care au avut grijă față de cei sărmani, care au căutat mai întâi mântuirea și apoi toate celelalte li s-au adăugat lor. Însă au fost și săraci care și-au pierdut sufletul și ne gândim în mod deosebit la cei care suferă trupește, fiindcă de prea multe ori sufletul lor este cuprins de amărăciune și de deznădejde. Sufletul lor se umple cu amărăciune, cu resentiment, cu ură, cu ostilitate, cu mânie, cu invidie și cu răzvrătire. Însă, sărmanul Lazar era resemnat. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne spune că el și-a asumat crucea suferinței și era resemnat la poarta casei bogatului. El, cu toate că suferea trupește, era mulțumit sufletește și Privia cu detașament și cu înțelegere la veselia nesăbuită a bogatului. Adică Lazar avea o bucurie cu totul aparte, care nu, nu se potrivia cu bucuria bogatului, total diferită de bucuria bogatului. Ierarhul a oficiat apoi taina Sfântului Botez pentru cel de-al patrulea copil al părintelui paroh Claudiu Ceteraș, Credincioșii care au participat la slujbă s-au putut închina la icoana Maicii Domnului Vindecătoarea, ce se păstrează în acest lăcaș de cult.